Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță, etalare pentru mai, etalare cu întârziere, pentru că înainte de Paște am fost prinsă multe treburi și, în mod special, cu responsabilitatea față de pisicuța mea care a făcut alți patru pisoiași. Da, și vă dați seama că n-am mai putut să mai fac și altfel de chestiuni. Când avem puișori în preajmă de care să avem grijă. Deci, mesaje pentru balanță. Primul mesaj care a apărut este intuiția. Că vă conectați, că întâlniți un personaj cu o intuiție foarte dezvoltată, bine dezvoltată, că începeți voi să vă construiți sau să vă lucrați intuiția sau să vă ascultați intuiția, iar variază mesajul pentru că energiile sunt mult mai complexe. Cărțile sunt mult mai versatile decât par. Deci, intuiție, că este energia voastră, că este energia unei persoane, că este energia relației în care sunteți cu cineva, variază. Posibil să fie o persoană misterioasă cu multă înțelepciune, poate mai puțin epatantă, mai modestă în aparențe uneori, da? Parcă se și acoperă, dar nu foarte mult. Dar suficient ca să nu iasă în evidență, dar cu o mare înțelepciune și potențial de manifestare. Acest personaj simt că va atrage oarecum în mrejele sale, are cunoștință de lumină și de întuneric, de latura bună a lucrurilor, dar și mai puțin plăcută a naturii umane și a vieții în general. Repet, că sunteți voi, că e alt personaj, că este intuiția la care trebuie să vă conectați într-o relație cu cineva, poate să varieze. Însă, se pare că unii încercați să vă echilibrați latura masculină și feminină, ar fi minunat, ați ajuns la acest grad de înțelepciune, ați trecut printr-o situație în care v-ați mai dezvoltat pe aici, pe acolo, credința în voi, în viață, în Dumnezeu, că tot încă suntem în săptămâna mare și tot am sărbat Paștele, Doamne ajută, să vă fi întărit credința, evenimentele prin care ați trecut, să vă fi dezvoltat înțelepciunea. Această carte seamănă un pic cu Eremitul. Ați trecut printr-o lecție spirituală, treceți în continuare printr-un întuneric și trebuie să vă găsiți lumina interioară și, evident, cea divină. Și ați ajuns totuși la concluzia că este bine și ar fi minunat să vă echilibrați masculinul și femininul din voi, cât sunteți de receptivi și cât sunteți de activi în general și în relație cu oamenii, evident. Este un foc, eu în acest context, lângă, iaute, intuiție și înțelepciune, exact opoziția Marea Preoteasă și Eremitul, Pești, Fecioară. Aici este focul divin la mijloc. Dar, cum spune și carta, există manifestare feminină și masculină în acest foc, adică receptivitate și acțiune. Și aici trebuie să intrați voi, să găsiți momentul când trebuie să acționați și momentul în care trebuie să stați și să primiți. Iar ce ați mai primit ca și mesaje de la îngeri? Am văzut la un moment dat, în timp ce am amestecat cărțile cu mesaje de la îngeri, o romanță. O romanță de primăvară, o fi o romanță de primăvară, de iarnă, de toamnă, de vară, de ce o fi, dar a apărut acum în timp ce amestecam. Adică în primăvară se va manifesta ceva. Primiți totul cu dragoste și apreciere, cât ar fi de puțin. Adică e bine să nu avem așteptări foarte mari de la alții, pentru că dacă avem și nu ni le împlinesc, rămânem dezamăgiți. Și, nu de alta, dar și dacă alții au așteptări foarte mari de la noi și nu le împlinim, s-ar putea să-i dezamăgim. De-aia trebuie să fim în echilibru, să ne ascultăm intuiția, focul interior. Ce alte mesaje ați mai primit? Petreceți timp de calitate împreună. Există acest personaj. Am zis, e un personaj special cu care puteți petrece timp de calitate împreună, puteți avea discuții deosebite. Ascultați, listen and talk, da? Ascultați și vorbiți unul cu celălalt. Da? Nu e suficient să vorbești, trebuie să te și asculți. Mai încetiniți un pic, eventual, temperați acest foc, țineți-l în echilibru, pentru că aveți de dezvoltat simple acte de amabilitate, mai întâi o prietenie cu cineva, pentru ca în paralel să se dezvolte și dragostea. Concentrați-vă pe dragoste și dragostea are multe forme, inclusiv prietenia, da?
Concentrați-vă pe dragoste, fiți în prezent și visați la viitor, de a încetiniți un pic, da? Mai dați-vă timp de visare, de conectare, de călătorie astrală, dacă practicați, și proiectați în viitor ce ați vrea să faceți acum, da? Și aveți răbdare, răbdare, și nu uitați că, apropo de latura întunecoasă și luminoasă a fiecăruia, dacă ne tratăm egoul, dragonul din noi, cu tandrețe și compasiune, chiar și pe acesta îl putem educa. Poate fi dragonul nostru al altuia, da? Dragonul este egoul, dar cu dragoste poate fi dresat. Priviți la ce este bun în fiecare, ca și ceilalți să vadă ce este bun în voi. În timp ce am amestecat clarificatorii, am văzut cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte și la capătul ce era? Aha, la capătul setului de cărți, câte sunt? 8 de bâte. Aha, interesant, nevoia de a comunica. Și cavalerii comunică, dar și merg. Și 8 de bâte comunică mult, dar reprezintă și călătorie. Peste o apă, peste hotare, sau pur și simplu o comunicare intensă, interesantă, că s-a vorbit, petreceți timp de calitate, da? Dacă vă întâlniți, vorbiți, dar alegeți subiecte frumoase, fascinante și conectați-vă, nu uitați, la intuiție. Hai să vedem ce alte mesaje au venit, dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, ohoho, în balanță. Ce văd? 13. Moartea, asul de spade, nevoia de a renaște, de a vorbi, de a tăia niște legături karmice, de a vorbi despre trecut cu înțelepciune. Da? Nu intrați prea mult în stare de regrete, de să vă plângeți de mine, da? Cu înțelepciune. Exprimați-vă trecutul sau legăturile karmice pe care de care vreți să vă eliberați cu temperanță și preluați ideea și lecția, da? Moartea înseamnă renaștere, vreți să renașteți, să puneți punct unor situații, unor relații și să renașteți. Vă doriți să vă construiți viața, da? 3 și cu 1, să aveți o relație stabilă cu cineva, să construiți, să puneți cărămidă peste cărămidă și să creați ceva în temei, cum se zice, asul de spade în temei. Ia uitați aici, pe mâna. Eu am, în acest moment sunt magician, bine, în general sunt, dar în acest moment mai mult ca oricând, pentru că dacă ați observat, am toți așii pe mână, da? Ok. Și dacă voi vreți să manifestați ceva nou, asul de monede, asul de spade, adăugați și un pic de inimioară și un pic de muncă, da? Și va fi, totul va fi bine. Era o melodie, totul va fi bine, nu? Da, treceți peste dezamăgirile acestea, pentru că totuși iubirea este, pasiunea este în continuare pentru cine o fi, voi știți. Este secretul vostru. Ce vreau să se arate? Pe foarte scurt, 6 de monede. Vă doriți să vă echilibrați viața în primul și în primul rând financiar, că unii aveți probleme. Și dacă nu aveți probleme financiare, aveți niște probleme de cuplu. Ați vrea să le echilibrați. Dar ce înseamnă acest echilibru? Iar variază, nu înseamnă musai. Dar înseamnă să învățați în primul și în primul rând. Lecția. Și să vedeți, vă eliberați, mergeți mai departe, aici este echilibru. Însă, ca să vă echilibrați financiar, așteptați eventual un ajutor financiar sau un proiect care să vă sporească, poate, și să vă echilibreze viața. Ce mai aveți? Mai aveți de ales între atracția pentru cineva cu care n-ați mai stat de vorbă și cu care vreți să echilibrați, eu știu, relația, da? Vreți să schimbați 5 înspre 6, înspre armonie. 5 fiind conflict. Conflict din multe motive. Tăcere, neînțelegere sau problemele unuia altuia. Deci aici este. Vreți să alegeți între acest lucru și eventual... Ori opțiunile pe care le aveți, printre aceste opțiuni aveți pe cineva din copilărie, din tinerețe, din cartier și în mod special unii aveți pe cineva față de care vă simțiți foarte, nu musai, atrași. E o relație, apropo de intuiție, foarte profundă, vă simțiți
ascultați într-un fel sau altul. Poate și observați, poate înțelegi, da? Și aici este alegeți între acest proiect care vă echilibrează financiar și această relație. Frumos ar fi, le puteți duce pe amândouă dacă nu intrați în alte complicații, da? Faptul că vă echilibrați financiar nu înseamnă că n-ar trebui să vă facă să renunțați la relații. În fine, e o opțiune, da? Ideea este că vreți să transformați ceva. Să începeți ceva nou, să construiți o nouă etapă în relația voastră sau o nouă relație, pentru că ați fost dezamăgiți. Și atunci, renunțați la confuzii, renunțați la conflictele de cuplu, la problemele financiare și construiți practic. Și cu răbdare și cu intuiție. Să vedem ce alte cărți. Am simțit, nu știu de ce, poate că n-ar fi trebuit să citesc aceste cărți, dar am simțit nevoia să le citesc. Balanțe. Soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord, dăm balanță. Deci, petreceți timp de calitate. Da? Nu stați de vorbă cu toți cei care nu au habar despre nevoile voastre. Ascultați-vă intuiția balanțelor. Central. Oh, am vorbit de magician. Eu sunt magician. Puteți să fiți și voi, da? Da, să vă puneți toți așii pe mână. Dar mai trebuie încă ceva. Mai trebuie credință. Da? Ca să manifesti, trebuie să ai și credință. Și uite, aici apare aici înțelepciune și credință. Da? Ca să manifesti, dragii mei, vă mai zic un... Vă mai dau un secret. În momentul în care îți pui în gând și rostești dorința, trebuie să fii în echilibru, echilibru și emoțional și spiritual, da? Degeaba ai toate instrumentele dacă nu ești în echilibru. Aici este înțelepciunea și credința de care aveți nevoie ca să puteți manifesta ceva special. Vedem ce legătură are magicianul aici central. Super, super, îmi place. Oh, valetul de cupe. Provocarea este să și puneți în practică această dorință. Pe de o parte, amândoi reprezintă comunicarea, da? Și voi fi în balanță, aveți nevoie, trebuie să vă exprimați, dar și ascultați. Interesant, valetul de cupe mai mult ascult, așa simt. Vorbește eventual de la suflet la suflet, din priviri, dar mai mult ascult. În acest context, aici simt vorbitul și ascultatul, despre care am vorbit mai devreme. Aici e provocare. Dar vedem cum se clarifică. Dar e frumos. Provocarea este... În această dorință de a manifesta ceva nou, de a începe un nou drum, ceva, o nouă relație, ceva nou. Nou. E nou. Da? Că e unul. Provocarea este să puneți suflet, să exprimați emoțiile, că poate aveți emoții în această, da? E ca și când începi să călătorești într-o direcție în care n-ai mai fost și ai niște emoții, exprimați-le. Poate cineva care vă emoționează posibil. Iar 3 de, eu nu iar. 3 de bâte. Zic iar pentru că am vorbit de 8 de bâte de călătorie, da? Este o distanță, a fost o distanță sau a trebuit să așteptați momentul potrivit, timpul divin pentru a manifesta acest lucru. Pentru a exprima ceea ce simțiți, da? Cum face și aici. Doamna, exprimă compasiune, atracție, dragoste, ce-o fi, da? Exprimă ceva. E un anumit timp. A fost o așteptare. Că o fi fost lungă? Cred că a fost lungă pentru că este într-un timp, într-un trecut îndepărtat. Opa! Așa. Într-un trecut îndepărtat acest 3 de bâte, îl vedeți? E aici. În trecutul apropiat... O, cavalerul de cupe, deci tot este cineva, este cineva. Repet, poate să fie și dorința voastră de a vă exprima romantic, da? Să vadă lumea că puteți și așa, nu doar rațional,
Dar poate că v-ați întâlnit la un drum cu cineva care vă stimulează această latura voastră, apropo de ce am zis mai devreme. Latura emoțională, rațională, lumină, întuneric, nu că rațional fi întuneric, dar există dualități, da? În această lume a noastră. În viitor, regele de monede. Rămâne de văzut ce ar putea să fie, pentru că înseamnă foarte multe. Hai să vedem în prezent spânzuratul. Spânzuratul, o să-l și clarific. Spânzuratul reprezintă o persoană, apropo de intuiție, interesant. O persoană cu intuiție care și-a dezvoltat intuiția într-o perioadă de așteptare. Așteptarea ți-a avut, ați așteptat foarte mult, ați făcut eventual și niște sacrificii într-o privință. Voi știți în ce privință, o să și clarificăm. S-a așteptat ceva. Probabil, a, interesant cum vine mesajul la voi. Probabil că ați așteptat într-o relație karmică. Și am văzut, da, ce frumos, am văzut mai devreme, mi-aduc aminte, asul de spade care tăia lanțurile. Aici este dorința voastră de a ieși din această stagnare, de a ieși din niște relații karmice și dorința de a manifesta ceva nou. Acum aveți o nouă viziune și interesant că aveți aici slowdown, care e tot un semn care ține de pești de casa a 12-a și a 9-a a lui Jupiter. Da? Și aveți și intuiția, am zis. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da. În prezent, în viitorul apropiat, veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, veți înțelege de ce a trebuit să se amâne, poate că ei au trecut prin niște situații, poate voi a trebuit să ajungeți la acest grad de înțelepciune, că vorbim totuși de voi, sunt multe variante. Vedeți unde vă găsiți. În viitorul îndepărtat apare acest, iaute, apare acest rege de monede care înseamnă, să zicem, stabilitate financiară, dar înseamnă mult mai multe. Vom vedea, vom trăi și vom vedea ce este exact. Sfatul este 6 de monede. Ați văzut că a apărut a doua oară, de fapt, da? 6 de monede. Fiți în echilibru, oferiți și primiți, că aici este masculin și feminin. Și oferiți, dar și primiți. Repet, ca să nu uitați, da? Oferiți și primiți. Dacă ați avut niște probleme financiare, probabil că o să vină cineva, totuși într-un fel sau altul, să vă ajute, să vă susțină. Poate nu musai financiar, dar vă ajută la, eu știu, munca pe care o aveți de făcut. Sau vă încurajează, vă aplaudă și glumesc. Și munciți mai cu drag. Atunci când ești aplaudat, ești apreciat, parcă îți vine să mai muncești, nu? Mai ce frumos! 4 de bute. Poziție exterioară. Interesant că aceeași carte, în aceeași poziție, a venit la Zodia Leului. Dar cărțile sunt diferite. Dar o spun așa, poate aveți acolo planete, voi sau ei. Planete, nu musai, Zodia Leului. Pentru că apare semn de foc. Însă, ideea este că e o influență exterioară care vine pe lângă o casă. Că e casa voastră, că e casa lor, vine pe lângă o casă. Pentru că patru de bâte înseamnă casă, familie. Da, poate să fie și o relație mai degrabă de prietenie. Poate să fie și flacăra voastră geamănă, în cazul în care sunteți voi super norocoși și aveți parte de flacăra geamănă. Pentru că nu toată lumea are parte de această flacără geamănă. Însă e o energie prietenească, da, și stabilă. Poate să fie un prieten stabil sau un viitor, că dacă petreceți timp de calitate, da, aici este calitate. În această casă, în această structură, în această stabilitate este calitate, că este și stabilitate mai puțin plăcută. De exemplu, 4 de monede. Mie nu-mi place cum arată cartea aceea. Însă, aici este ceva frumos. O bucurie. E o încântare. O să clarific ce înseamnă. Repet, poate să fie pentru că e influență externă. Pe lângă casa lor, pe lângă casa voastră, ceva se întâmplă. Poate că aici este valetul de cupe și cavalerul de cupe, da? Cei care vin și exprimă ceva. Ceva frumos, delicat, optimist, care vă ridică vibrația. De ce vă este teamă de soare? Poate unora. De ce vă este teamă? De acest soare.
Sper să nu vă fie teamă de cineva cu marcaj în zodia leului, poate pentru cineva. Dar poate că nu-i teamă, poate că vă intimidează, poate că acest soare e prea strălucitor, poate arde prea tare, iar variază. E cam neplăcută poziția soarelui aici, în poziția fricilor. Da? Posibil, aha, interesant. Da, zic, poate nu-i teamă, poate există cineva care atrage în jurul său oameni, atenție, și vă intimidează pe unii dintre voi. Poate e exact ceea ce simțiți voi față de cineva. Atracția pe care o simțiți, bucuria pe care o simțiți în preajma cuiva, vă sperie. Se întâmplă, se întâmplă. Opa, am zis de 4 de monede și a apărut, nu-mi place. O să clarific, totuși, nu puteți să manifestați nimic nou dacă țineți de structurile vechi. Asta vă zic clar. Poate că totuși există cineva la care țineți. Vom trăi și vom vedea cine ar putea să fie acest personaj. Poate că țineți foarte mult la cineva. Sper din tot sufletul să nu țineți la bani mai mult decât la relații, decât la oameni, decât la Dumnezeu, decât la, eu știu, dezvoltarea voastră. Pentru că este foarte posibil și unii dintre voi, nu musai balanță, dintre toate zodiile, dintre ascultători, aveți tendința să țineți mai mult la structura, la structurile tradiționale, la bani, că tot văd regele de monede și patru de monede, mai mult decât la transformare, mai mult decât la credință, la manifestarea unor noi variante ale voastre. Cavalerul de spade, puteți să fiți voi sau altcineva, niște vești neașteptate, oricum, vești neașteptate, ceva... Șase de băte. Șase de băte, iar este o energie frumoasă în care cineva vine și încearcă să cucerească. Aici sunteți voi, vedeți? 8 de cupe, faetonul, 5 de bâte și justiția. Voi doritor să vă întoarceți eventual către cineva sau să mergeți, dacă nu vă întoarceți, vă îndepărtați de cineva și mergeți către 9 de cupe, 8 merge către 9, către destinul vostru și sunteți dispuși să vă luptați pentru acest echilibru și pentru acest destin. Cu acest cavaler de spade este posibil, interesant cum simt cărțile, este posibil să luați o decizie într-un mod brusc și să vă întoarceți 180 de grade într-o nouă direcție, să ieșiți din stagnare, să rupeți lanțurile, să ieșiți din stagnare și să mergeți către bucurie, către acest soare de care vă speriați, da? Către destinul vostru, pe care sunteți dispuși să-l cuceriți cu 5 și cu 6, clar sunteți dispuși să-l cuceriți. Destinul, persoană, eu știu ce ar putea să fie. Variază, zic așa, pentru că variază. La capătul setului de cărți iar apare 6 de cupe. Iar apare 6 de cupe. E o relație profundă, telepatică, da, avem intuiția, cu un personaj care vă emoționează, aveți cavalerul de cupe, valetul de cupe, 6 de cupe, da? Și totuși, în această relație, cineva vrea să țină controlul, să mențină control sau să-și controleze pasiunea, pentru că e o mare pasiune și văd că vă este teamă. Asta e. Dacă vă e teamă, vă e teamă. Trebuie să lucrați un pic cu voi, da? Ați încercat să blocați această energie, dar v-ați creat mai multe conflicte, 5 și 7 de monede, da? Eventual ați încercat să blocați această pasiune pentru că aveți în spate niște chestii de construit. Of, of, ați blocat această dragoste
Voi sau ei? De teamă, iar este. Luna și 8 de spade. Mă, asul de cupe și 9 de cupe. Am zis, cuiva este frică de dragoste. Cuiva este frică de dragoste. Dar asta e o relație care vine din alte vremuri, din alte timpuri, din alte dimensiuni. Și pentru că apare justiția mai încolo, justiția nu înseamnă musa zodia balanței. Înseamnă și dorința de a vă rezolva karma între voi și cineva. De a vă rezolva, de a schimba, pentru că cinci înseamnă schimbare. Ia, uite, și vine și înainte, în continuare, da? De a găsi soluții creative, cum să echilibrați karma dintre voi și acest suflet pereche. Am arătat cărțile de-ați în urmă, da? Unul dintre voi, poate amândoi fugiți, nu doar voi, poate și ei fug. Vă vedeți pe stradă și schimbați direcția, hop, țop, 180 de grade. Nu, nu mergeam în față, mergeam în dreapta, în stânga, mă întorc înapoi că mi-am uitat ceva. Da? Bate inima mai tare și ia ca așa. Mai spun și o poveste, dar știți că poate să fie adevărat ce spun, da? Vă întâlniți cu acel personaj care vă emoționează și începe și vă uitați pe pereți, pe la nori, pe la floricele, doar nu vă întâlniți privirea și nu... Ce drăguț! Da, e drăguț! Sună fain. Mai glumesc și eu. Dar cărțile sunt faine. Hai să vedem. Ia, clarifică magicia. Pentru balanță. Ce vrea balanța să manifest? Magician. Oh! Vreți să învățați tarot? V-am zis. Poate vă inspirați la manicura mea. Vă puneți și vă lași și voi toți așa, vă puneți doi într-un buzunar, doi în altul, ca să aveți toate, știți, toate instrumentele. Dar am zis, vă mai trebuie credință. Pe de o parte, vreți să... Pentru că această carte nu face parte din setul de cărți, am lăsat-o pentru că îmi place foarte mult. Poate să însemne foarte multe. Uitați-vă și vedeți ce înseamnă, dar poate că țineți la cineva care are o energie foarte misterioasă, destul de complicată, pentru că scrie labirint, simțiți că e un labirint. Da? De trecut, de dezlegat, de... Cum se numește jocul acela? Sau, în fine, aveți niște probleme de rezolvat în nu probleme de cuplu musai, ceva de decodificat în relația dintre voi și cineva. E un labirint, e o încurcătură de treburi. Poate să fie o încurcătură și de relații. Ei să aibă relații, voi să aveți relații de toate felurile și profesionale și familiare, da? Și totuși să vreți să ieșiți din acest labirint și să manifestați ceva nou. Da. Și se poate. Se poate. Dacă vreți să învățați tarot, eu vă învăț. Glumesc. Glumesc. Ce e aici? Oho, Regina de Băte. Aveți o pasiune pentru acest personaj, Regina de Băte. Am văzut mai devreme Regina de Băte. Nu mă refer musai la o zodie anume, ci la faptul că aveți pasiune, cineva care vă atrage, da? Așa cum i-a tras molia de flacără. Da? Și dacă vă duceți prea aproape, vă e teamă că vă ardeți aripioarele. Mai clarificăm ce să-mi dai. Mai dă-mi o carte pentru magician și tarot. În o carte central. Cavalerul de cupe, ce frumos, care apare și aici. Da. Vreți să comunicați niște sentimente, să fiți romantici în această nouă manifestare. Adică nu mai stați să dezlegați integrame, să puneți piesele de... Cum se numește, domne? Scrabble? Greșesc? În fine, știți voi la ce joc mă gândesc, da? Nu, vreți să ieșiți din această dimensiune și începeți să comunicați. De ca și când ați crea, așa simt, de ca și când ați crea într-o altă dimensiune, pentru că în dimensiunea e complicată, creați într-o altă dimensiune, da? Vă ridicați un pic deasupra, out of box, da? Ieșiți din cutia asta, ieșiți din labirint, manifestați cu, nu doar romantism, cu sentiment, cu emoție, ceva nou. Clarificăm. Ce e aici? 5. Da, până acum au fost conflicte. Face sau nu face? Se poate sau nu se poate? La la la, la la la.
Valetul de cupe, te rog frumos. Mora, te rog frumos să stai cu minte. Valetul, ia uite, chiar vor să iasă el. Ia... Moartea și ce a fost aici? 7. Da, a fost o așteptare. Așteptare lungă. Am vorbit de așteptare și aici. Vedeți cum se repetă mesajele sub altă formă. 7 de monede. Așteptare datorită faptului că cel puțin unul dintre voi, dacă nu chiar amândoi, a fost extrem de precaut. Da? Extrem de precaut. Aici sunt planete în fecioară. 7 de monede reprezintă planete în fecioară. Da? Și totuși, ce înseamnă asta? Moartea. Am văzut și moartea mai devreme, da? Vreți să puneți capăt acestei atitudini, nu neapărat defensive, excepțional de analitice, da? De grijulie, cum vă investiți emoțiile în cine nu. Vreți să trăiți intens. Unii așa simt. Vreți să simțiți intens și să exprimați intens, pentru că moartea e scorpionul, da? Energie extrem de arzătoare, da? Vreți să exprimați intens ceea ce simțiți, pentru că până acum ați tot așteptat și așteptarea asta nu a dus nicăieri. Decât la, eu știu, moartea speranțelor eventual. Moartea pasiunii. Clarificăm 3 de bâte în trecut. 3 de bâte în trecut. Pentru balanțul ce? Balanțele. Scuzați-mă, nu-mi iese tot timpul diminutivul. Ce e aici? Magicianul, mă. Interesant revine. Ați așteptat. Poate că în această așteptare inițial, chiar dacă vă supărați, este o schimbare de atitudine. Aici magicianul apare într-un alt context. Emoțional și pozitiv și cu intuiția este susținut de această carte a energiei generale. Dar în trecut, poate că s-ar putea să n-aibă nicio treabă cu manifestarea pe care o doriți voi și cred că n-are nicio treabă. Apare un alt magician. Poate că cineva, la drum, într-o comunicare cu cineva, ați fost manipulați și ați rămas în așteptare. Înțelegeți? E o mare diferență. Cineva a zis. Da? Sau o călătorie v-a distras atenția. Sau comunicarea cu cineva v-a pus în așteptare. Ceva de genul, da, de ce să te duci la X când tu nu ești potrivită sau potrivit, când ar trebui să te duci către Y, când poate ar trebui să faci altceva. Înțelegeți genul ăsta de manipulare. Acum, această așteptare a fost necesară ca să învățați să aveți credință, pentru că această carte reprezintă, și uite așa învățați tarot, pentru că această carte reprezintă speranță. Da? Și am zis, degeaba ai toate patru instrumentele dacă n-ai credință, despre care am vorbit chiar de la început, da? Înțelepciune și credință. Chiar, măi, citiți în engleză, da? Face. Ah, ce melodie mi-a venit acum în minte, o să pun la dedicații. I got face, parcă George Michael. Face, George Michael. Da, e drăgălașă. A trebuit să așteptați timpul divin ca să puteți manifesta, pentru că dacă nu manifestăm într-un anume ritm și într-un anume fel, totul devine păcăleală, că magicia nu poate să fie și un păcălici. Da, ne păcălim pe noi, păcălim pe ceilalți. Așa că mergem mai departe. Ia uite, 0. Zero, împărăteasa și spânzuratul iar reapare. Da. S-a dorit manifestarea, să folosesc alt cuvânt. În trecut, s-a dorit trecerea peste aceste obstacole, peste aceste amânări, s-a dorit creșterea, abundența, asta înseamnă împărăteasa, s-a dorit să se ia de la zero, s-a dorit să se manifeste magicianul, vedeți? Să se manifeste ceva oarecum riscant și totuși nu a fost să fie. Din ce motive? Ia să vedem. Mai dăm o carte pentru acest magician. Mai dăm o carte. Ah, 3 de spade. Au fost 3 de bâte, 3 de spade. Niște dezamăgiri. Asta e. Cineva s-a simțit manipulat. Ori ei, ori voi, ori vă zic, a intervenit altcineva și a... Asta e. Asta e, face parte. Judecați, dragii mei, că scrie judecata. Și face parte din destin, face parte din lecția voastră, din înțelepciunea la care a trebuit să ajungeți. Și acum, iar zice, ascultați intuiția, că asta înseamnă judecata. Ia. Ascultați-vă intuiția, cum și zicem de la început.
Dacă nu știți, ascultați pe alții și învățați să, da? Să ieșiți din acest patru de, în această nevoie de, eu știu, supraviețuire, de financiar, de stabilitate, e mai mult în viață decât atât. Clarificăm, te rog frumos, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Ho, ho, cât e aici? 8 și cu 1, 9. Da. O persoană independentă. Poate că voi v-ați dori să fiți independenți. Dar eu simt că este cineva. Că am văzut împărăteasa și asta e preîmpărăteasa. Există o persoană independentă, cu reușite, cu valoare, dar care are un fel mai spumos de a fi, mai romantic, mai visător, poate mai intuitiv, poate mai spiritual, posibil, în cazul în care aveți de a face cu acest personaj, da? 9 de monede. Și cu acest personaj să vă fi întâlnit în ultima vreme. Da, cât e aici? 4 și cu 9. După ce ați, da, de reîntoarcere. Văd iar 8 de cupe care poate să fie și reîntoarcere. 8 de bâte și ce mai aici? 9 de bâte. Dorința de a rezista într-o anumită poveste cu cineva. Vedem. Clarificăm spânzuratul în prezent și viitorul apropiat. Pentru balanțe. Nu mai pun diminut. 9 de spade. Aici vă stresați prea mult pentru blocaje. Pentru această amânare. Măi, acționați. Aici e interesant, da? Reveniți la echilibru. E un echilibru aici. Yin-yang. Masculin-feminin. Vă trimit către lucrurile care le-am făcut cu tema asta, Yin-yang, pe celălalt canal. Dacă vreți. Evident, nu e obligatoriu. Prea mult stres. În legătură cu aceste blocaje. De multe ori, blocajele vi le adăugați voi prin acest stres. Vă adăugați inele la aceste lanțuri. Rupeți lanțurile. Ieșiți, da, din acest stres. Pentru că stresul ăsta al nouă de spade de multe ori este nefondat. Vă faceți griji mai mult decât e cazul. Tipic zodii, așa zic oamenii, nu sunt zodia balanței, deci nu pot să vorbesc din perspectiva mea. Am doar, eu știu, niște o planetă pe aici, prin balanță. Și n-aș vorbi mult de zodia peștilor, că de casa a 12-a necunoscutului, a credinței, a viselor, a rugăciunii și aici unii trebuie să învețe să iasă din griji prin credință. Și de-aia a apărut și soarele în poziția fricilor. Nu aveți suficientă credință și v-am zis ca să manifestați. Al cincilea element este credința. Și am vorbit de credință și aici. Probabil că trebuie cineva să asculte de spun atât de deschisele astea. Poate unii le știți, poate alții nu le știți. Ia uite, aici nu este împărăteasa. Știți că uneori împărăteasa reprezintă zodia balanței. E Venus. Ia uite, și iar spânzuratul. Vreți să creșteți după stagnare. E logic, e de înțeles. Dar cum? Dacă stați pe loc, dacă stați în griji, n-aveți cum să creșteți. Logic, că voi sunteți logici, nu? Hai mai dăm o carte pentru nouă de spate. Prea multe griji. Nu vă gândiți la stagnare, gândiți-vă ce ați învățat. Ete, în sfârșit șase de bâte. Am zis eu, rupeți acele lanțuri. Exact ce apare la final. Cavalerul de spade, care puteți să fiți voi, dar în primul rând o energie foarte bruscă, impulsivă. Este cea mai impulsivă. Pentru că ia deciziile hodron-tron brusc. Poate nici nu ascultați până la capăt etalarea și luați decizia, da? Să mergeți, să rupeți lanțurile, să scăpați de grijile astea și să acționați și să cuceriți, eu știu ce, cucerirea paradisului, da? Să cuceriți ceva. Da? Succes! Iete, regina de spade, sunteți voi, nu? Voi. Opa, în voi. Într-o luptă a egoului dintre voi și cineva față de care aveți multe emoții. Zic regina de cupe. Un personaj care vă emoționează, dar, dragii mei, interesant, în acest set de cărți, regina de cupe, ia uitați-vă, are și ea o spadă. Nu e chiar doar cu apă și aburi și
lacrimi și emoții și psihologie și intuiție, are și o spadă, da? Nu. Dar eu, pentru că este acest struggle, ia uite, da, e acest struggle, această luptă între voi doi. Voi și încă cineva față de care simțiți foarte mult, persoane, evident că e diferită, este diferită, dar aici diferențele acelea vă cam dau neîncredere. Dar trebuie să le depășiți, pentru că dacă nu suntem diferiți, cum putem să creștem? Nu? Există trei decupe, potențial de relație frumoasă între două suflete, relația, da? Dar trebuie să ieșim din tradiții, din patru de monede. Pentru că există atracție, regina de vute. Există atracție. Poate că mai există o altă persoană în preajmă, pentru unii posibil. Posibil. Clarificăm, te rog frumos, șase de monede. Te rog, mă, stai cu minte, nu mă mai stresa. Că fac etalare pentru balanța, uite, regina de vute. Calmați-vă și echilibrați-vă în această atracție pe care o simțiți. Eventual, lucrați relația, că șase de monede lucrează relația, încearcă să menține echilibru față de cineva față de care aveți multă pasiune. Merge și lucrați. Nu este 8, este 6. Este altfel de muncă, nu atât de asiduă, este mai blândă, prin gesturi zi de zi. Regina de bâte vă poate inspira cu un proiect pe unii, dacă vreți sau cu niște idei, sau într-un anume fel. Regina de bâte poate să inspire prin ceva la locul de muncă, eventual, sau un fel în care munciți, da? Ca să puteți avea victorie. Ne dăm o carte, totuși. E sfat, avem nevoie de mai multe cărți. 6 de bâte, de monede, pardon, și regina. Ia uite, e o obsesie pentru cineva. 8 de, da, și cavalerul de spade, care puteți să fiți voi. E o obsesie față de cineva de a merge și de a comunica. E bine că a venit cavalerul de spade care rupe programul mental. Se îndepărtează, am zis, de acest stres. Scapă de acest stres brusc, hodron, tron, brusc, gata, nu mai vreau să mai mă gândesc că mi-e grijă, că mi-e stres, mă duc și vorbesc, domnule. E o chestiune de comunicare. Cred că aici voi trebuie să acționați, unii dintre voi. Să vorbiți cu acest personaj, orice poate fi, regina de bâte. Așa, față de care, iau, te regele și regina de bâte, față de care simțiți pasiune și simțiți că este, eu știu, personajul vostru potrivit. Clarificăm patru de monede. Nu mai de monede, de bâte. Energia exterioară, patru de bâte. Patru de bâte exterior. Posibil să fie acest semn de foc sau nu neapărat semn de foc, să fie această persoană care e optimistă, e glumeață. Ia uite, iar spânzuratul. Am tot vorbit de aceste amânări. Și această nouă perspectivă foarte importantă. Au fost niște amânări în această relație cu flacăra voastră geamănă, cu acest personaj care vă încântă, vă inspiră, vă dă speranță. Pentru unii ar putea să fie niște sacrificii acasă ale lor, care au influențat întreaga poveste și au determinat aceste amânări sau nemanifestare. Da. Cineva trebuie să se elibereze de o familie, de un concept tradițional. Ia uite, 4 de bâte, 10 de monede și 8 de cupe. Aici este. Mai dăm o carte. Cinci conflicte. Posibil că ei au niște conflicte. Conflicte verbale,
analiză, ce ar putea... Nu e chiar atât de mult analiză, sunt mai multe conflicte. Aici e un stres, aici e o problemă. Posibil problemele lor. Dacă e această legătură foarte profundă dintre voi, poate că simțiți. Dacă sunteți simțitori. Ce văd aici, în mod special, deci ca și zodii pești și berbec, poate să fie și alt semn de foc. Dar în mod special Venus în berbec. Aici văd berbec, Venus în berbec. Dar văd și pești, văd și pești. Iar leu, semn de pământ, geme, în fine, multe. Multe zodii, vă găsiți zodii. Ia uite, regina de cupe, măi. Regina de cupe. Același personaj. Probabil acest personaj are niște probleme acasă. Chiar dacă în relație cu voi există, în cazul în care vorbiți totuși și vă mai întâlniți, cum am zis că e posibil, acest personaj are o energie frumoasă, pozitivă, dar în spate are niște suferințe, are niște sacrificii. De făcut eventual din perspective religioase, spirituale. Ia uite. Așa, eu vă zic că acest personaj are un alt semn de foc cu care se luptă. Regina de bâte și regina de cupe se luptă între ele. Asta pentru cine, eu știu, o fi mesajul. Are un alt personaj de foc cu care se luptă. Și poate n-are nicio treabă cu voi această poveste. Clarificăm soarele, te rog frumos, în poziția fricilor. Într-un fel m-am întristat. De ce mai fi întristat? Nu știu. Eremitul. Da. Această tăcere necesară ca să vă este teamă. Eremitul l-am văzut aici. E o lecție spirituală, e o călătorie. Asta înseamnă o relație, o călătorie, o experiență. Poate să fie tăcerea dintre voi care consumă, poate să fie nevoia de a vă găsi, am zis, credința. Vă este teamă că nu vă găsiți unii dintre voi credința. Nu vă găsiți destinul. Este o teamă din cauza unei tăceri. Tăcerea se pune ca o ceață în jur și nu mai vedeți nimic în jur din cauza acestei tăceri. Pentru că aveți nevoie de cuvinte, sau măcar de o privire. Ia uite, 10 consum, a zis că da, un consum de energie, consumă această tăcere. Consumă. Clarificăm, te rog frumos, de ce mai fi întristat 4 de monede? Îmi place că m-am întristat. Ia uite, regina de monede. Țineți foarte mult la un personaj care manifestă lucruri valoroase, care manifestă lucruri frumoase, stabile. Și nu musai stabile, manifestă. Regina de monede manifestă din orice, creează din orice. Mai ceva ca regina de bâte. Regina de bâte are idei, are pasiune, dar regina de monede le și pune în practică. Aici e diferența. Țineți foarte mult la acest personaj. Voi știți care e acest personaj. Mai dăm o carte. Un personaj pe care l-așteptați de mult timp. Probabil să fie această împărăteasă care a apărut la un moment dat când am vorbit despre trei de bâte. Cu care ați fi vrut să manifestați ceva și a apărut, nu știu, niște manipulări din partea lor, a voastră și dezamăgirile. Așteptați acest personaj de mult timp. Vreți să începeți ceva nou cu acest personaj? Da. Mai dăm o carte pentru această regină de monede. Multe regine. Multe doamne. Domnilor. Multe doamne. Ia uite, 10 de monede. Vreți să aveți o familie, că pentru că apare în viitor regele de monede. Vreți să fiți stabili? Să fiți stabili pentru o persoană stabilă. Vreți să aveți valoare pentru cineva care are valoare. Vreți să aveți o familie cu cineva.
și vreți să comunicați despre acest lucru, să începeți o nouă lume în care comunicați despre lucrurile astea. Și s-a văzut comunicare și aici, da? Și totuși e un personaj care v-a dezechilibrat, de care vreți să scăpați. Și cred că și voi aveți un personaj în preajmă care v-a dezechilibrat și ei au în preajmă un personaj care i-au dezechilibrat. Pentru că dacă sunteți flăcări gemene, vă oglindiți oarecum ca și experiență. Clarificăm pe rog frumos regele de monede în viitor. Iau extraordinar. N-am mai pomenit tot regele de monede. Asta e. Vreți să fiți regi pentru regina voastră. Iau-te împărăteasă. Aici sunteți voi. Da, să construiți. Iar. Să construiți și să construiți și cu emoții, cu valetul de cupe care apare aici. Aveți multă pasiune și trebuie, sunteți îndrăgostiți, aveți multă pasiune, sunteți îndrăgostiți, dar trebuie să și alegeți. Da. Între cineva care vă consumă și cineva care vă inspiră. E o mare diferență. E o mare diferență, da? Trebuie să alegeți între responsabilități de ce de bâte și cineva care vă inspiră și față de care simțiți atracție și emoții și față de care vreți să vă duceți, am zis, da? Trebuie să construiți cu ei și să creșteți. Clarificăm, te rog frumos, cavalerul de spade ca și rezultat. Dar se pare că faceți, da? Deci dacă aici la sfat a apărut cavalerul de spade într-un final, la șase de monede, vedeți? A apărut și aici. Chiar veți face. Poate că nici nu trebuia să vă zic eu ca să faceți acest lucru. Să comunicați. Poate că ei... Ia să vedem. Cavalerul de spade. Comunicați voi sau altcineva? Mai... Regele de cupe. Puf! Și trei de cupe. E o comunicare extrem de emoțională și care aduce multă bucurie și lumină. Regele de cupe este cea mai profundă dragoste pe care cineva o simte pentru altcineva, da? Dacă voi sunteți aici, probabil pentru că trei înseamnă comunicare, vreți să comunicați despre ceea ce simțiți. Marele preot. Marele preot. Și să comunicați nu doar că simțiți, nu doar că apreciați, dar că vreți să și construiți ceva. Să vă angajați în această relație într-un mod matur. Ca așa v-ați gândit, patru de monede, de spade. V-ați gândit mult și bine. Cum să echilibrați șase de monede. Șase de monede care apare în poziția... Nu v-ați pierdut, da? Apare în poziția sfatului. Vreți să echilibrați această pasiune, această pasiune care a fost blocată din niște perspective. Vreți să o echilibrați. Iau pe regele de spade. A fost o tăcere, o despărțire. Da? Ia uite, ați trecut din agonie și extaz. Aș putea să spun. Suferință și bucurie maximă. Că a venit bucuria maximă după ce a suferit imens după cineva, iar, este foarte posibil. Și totuși, după această bucurie, a venit iar un turn, o separare bruscă. Ați trecut prin la câmpuț, nu? Cum așa se zice, nu? V-a trecut viața așa prin niște zdruncinători foarte intense. Și acum, cavalerul de spade, după o tăcere, după ce a analizat bine situația acestei separări, acestor durere, acestor bucurii, vrea să echilibreze. Și repet, același șase de monede de monede a apărut și în poziția sfatului. Deci intuiți, apropo de intuiție, intuiți și voi cam ce aveți de făcut. Chiar dacă cărțile arată cum arată. Și la acest echilibru ați gândit foarte mult, ați făcut o strategie, ați meditat, ați făcut ce ați mai făcut și vreți ceva profund și serios. Marele preot. Să vă ajute Dumnezeu să reușiți acum, că toți suntem în zodia taurului, da? Sau în luna mai măcar. Să vă ajute Dumnezeu să aveți această victorie, da? Clarificăm șase de bâte, de curiozite. Ia.
Ar veni două. 6 de băte, 10. Ia uite, pe care l-am văzut mai devreme. Ce faceți? Alegeți 2 de băte între a sta în stresul ăsta și în karmă și în stagnare. A sta în stagnare, da. E, a sta pe loc, știi? Așa, alegeți. Nu mai vreți durere, nu mai vreți strădare, nu mai vreți suferință, 10 de spade. Alegeți steagul victorios, da? Alegeți să cuceriți, măi. Păi cuceriți, evident. Și aici echilibrați acest foc. Unor stăm, alteori acționăm. Succes, dragii mei! Succes, dragile mele! Balanțe! Bălănțuce! Și bălanței! Vă pup, sper că v-a plăcut, măi, da? V-a plăcut? Hai, ziceți că v-a plăcut, da? Hai, ok. Vă pup numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați să petreceți timp de calitate! Pa, pa!